Duminică la Poiana Stampe, un motociclist a intrat în coliziune cu un microbuz. Din primele constatări ale oamenilor legii, conducătorul motocicletei se afla într-o curbă pe o suprafață a carosabilului umed, a pătruns pe contrasens și în cele din urmă a intrat în coliziune frontală cu autovehiculul. Tânărul de 25 de ani conducea o motocicletă înmatriculată în Maramureș. El a murit la puțin timp după impact.